ziua și bun găsit! Astăzi este zi de sărbătoare pentru domnul Buzdugan Vasile, care împlinește 73 de ani. O vârstă frumoasă, alături de întreaga familie. Cu drag am ajuns în comuna Ilișești, pentru că aici locuiește domnul Buzdugan Vasile. Am o surpriză frumoasă și un mesaj care vine din partea copiilor, a nepoților, a celor dragi, care au dorit să-i facă ziua mai frumoasă astăzi. Așa că, prin intermediul meu, surprize muzicale la domiciliu, îi vom spune la mulți ani. Îi vom dărui aceste atenții, îi voi cânta și un cântec domnului Vasile, unui tată care a crescut copii, nepoți, și astăzi se bucură de toate frumusețile pe care le-a lăsat în urmă. Haideți să-i spunem la mulți ani, dar mai întâi de toate să-i dăruim acest tort pe care cofetăria Scala din Suceava l-a pregătit pentru soția domnului Vasile, un buchet de flori, florăria Magic Design și o sticlă de șampanie. Și bineînțeles, mesajul pe care îl va asculta. Haideți să-i spunem la mulți ani! Îi aducem puțină căldură, pentru că puțină zăpadă a venit, așa. Bună ziua! Bună! Și bine v-am găsit, bucuroși de oaspeți! Da. Este zi de sărbătoare la dumneavoastră, domnul Vasile! Încă o dată, cu drag vie! Încă o dată, încă o dată! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Sărbătoritul nostru să trăiască domnul Vasile Buzdugan, 73 de ani. 77? Da. Înseamnă că v-au făcut mai tânăr copiii. Nu-i nicio problemă. Bine că sunt mai puțini și nu sunt mulți. Vă văd foarte bine, domnul Vasile, și mă bucur. Și vă înducesc astăzi puțin așa. Uitați, v-am adus un tort de post. Pentru dumneavoastră, îl las aici. Veniți o lecuță mai încoace, așa lângă mine. O mână rece vă dau astăzi. Că a venit iarna și chiar avem și puțină zăpadă frumoasă. Domnul Vasile, pentru dumneavoastră mai am și o sticlă de șampanie. Că cei 76 de ani, cum a spus dumneavoastră, trebuie să-i sărbătorim. Vedeți, eu tot vă fac mai tânăr. A trebuit să spuneți mulțumesc. Făceam joa la cabane. Și? Întrerupt-o. Trebuie să aprindeți un pic lumina, să se vadă așa puțin mai bine. Am întrerupt-o. Și pentru soția dumneavoastră. Nu trebuie să simți bine. Și pentru soția dumneavoastră, un buchet de flori, sper că n-am înghesat. Poate anul ăsta iarna avem un pic de zăpadă, așa. Poate. Ei, dar știți cine m-a trimis pe mine la dumneavoastră, domnul Vasile? Nu spun, acum în ora. A, deci acum v-a spus când m-a văzut aici în curte, nu? Ce a spus, fii atent, tata, că... Nu. Emoțiile sunt mari, nu? Ce la ei în Austria. Eu știu foarte multe despre dumneavoastră. Dați-vă așa ca să vă vedeți și dumneavoastră în filmare, ca să stați cu fața la cameră. Și domnul Vasile, vreau să ascultați câteva gânduri frumoase. Care spun așa. Dragul nostru tată, astăzi suntem tare bucuroși și fericiți să spunem la mulți ani la vârsta pe care o împlinești. Ani frumoși, mulți, cu de toate, dar cu multe realizări și amintiri frumoase. Îți mulțumim pentru tot, tată dragă, pentru răbdarea, educația și sfaturile bune pe care ni le-ai dat și îți mulțumim din suflet pentru tot ajutorul și susținerea ta. Ai fost și rămâi un exemplu pentru noi, un om bun și de ajutor. Suntem departe cu toții, tată, în străinătate, fiecare la casa lui. Dar nu uităm de tine și mereu ești în rugăciunile noastre. Ne rugăm să-ți fie bine, tată, și să ne bucurăm de viață cu toții mulți, mulți ani. Astăzi, cu drag îți spunem, la mulți ani, tată dragă. Îți urăm din suflet și ne rugăm să fii bine alături de noi, copiii tăi. Ovidiu, Cornel și Simona,
alături de nurorile Elena și Angelica și, bineînțeles, nepoței Daria, Vanessa, Edurne, Roberto și Raul. Cu toții vă urează mulți ani, tată! Socrule, bunic și, nu în ultimul rând, și soț, nu? Îți frumoși anii ăștia, cu de toate așa. E bine să-i împletim așa și cu bune și cu rele și cu de toate, nu? Bala grea. Care este dorința dumneavoastră cea mai mare, domnul Vasile? Dorință nu prea. Nu mai aveți nicio dorință, cum așa? Sănătatea și mai bine lume. Sănătatea e pe primul loc. Dacă avem sănătate, le avem pe toate celelalte, așa e? Așa e, așa e. Ce le transmiteți copiilor de acolo, din lume, plecați fiecare în câte un colțișor. Tata vă mulțumește pentru tot. Sănătate să aveți Dumnezeu, ajută-vă să-ți ani mii. Știți că anul trecut când am venit la dumneavoastră, v-am spus că vin și anul ăsta, da? Și m-a ținut de promisiune, da? M-a așteptat și la anul, da? Promiteți! Și încă peste 10 ani să dea Dumnezeu. Ei, și Nicoleta cu Jocaru a ales să vă cânte și un cântec așa pe care copiii dumneavoastră astăzi vi-l dăruiesc. Pentru ceea ce ați fost dumneavoastră, pentru ei și ceea ce sunteți. Tăicuță bun și drag părinte, să-ți mulțumesc, nu am cuvinte, pentru povețile de bine, pentru că ai făcut om din mine. Bun și cinstit precum te știu, așa tu ți-ai dorit să fiu, un om bun și cinstit și eu, la fel ca tine, tatăl meu, măi. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, măi. Eram copil, mi-aduc aminte, făceam trăsnăi că n-aveam minte, și chiar dacă îți ceream iertare, nedojeneai aspru și tare. Dojana ta ne-a învățat ce-i rău, ce trebuie îndreptat, greșelile dacă mi-iertai, din mine azi om nu făceai, măi. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, măi. Ca între bărbația stăm la masă și bem câte un pahar în casă și-ți văd în ochi mândria toată că ești bunic, iar eu sunt tată. Pe-ai mei copii mult îi iubesc, dar când greșesc îi dojenesc, că dacă iert nu au habar și ce-au greșit vor greși iar, măi. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, măi. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, măi. Sfaturile și povețile unui părinte sunt de ajutor în viața copiilor, așa e? Dragii mei, iată, un tată, un soț, un socru și un bunic. Astăzi cu drag am poposit în comuna Ilișești la domnul Vasile Buzdugan, la zi aniversară pentru el. La mulți ani îi urăm sănătate tuturor și să auzim numai de bine. Toate cele bune!